follow me. Vă salut, dragi prieteni! Astăzi la tutorial vă voi arăta o piesă deosebită, cel puțin pentru mine, pentru că este din zona Ardealului, iar zona Ardealului este plină de muzică frumoasă, mai ales pentru vioară. Aceasta este prima piesă dintr-o suită extrem de frumoasă, care are denumirea Cape Someș și este interpretată în original de către Ovidiu Barteș, un mare violonist din zona Ardealului. Personal, îmi plac foarte mult toate piesele înregistrate de el și pot afirma că o mare parte din piesele care le cunosc eu din zona Ardealului se datorează materialului înregistrat de către el. De asemenea, aș vrea să precizez un lucru foarte important. Piesele la care fac tutoriale pentru voi, în afară de cele care le-am compus eu, nu îmi aparțin, iar modul și detalierea pe care o fac poate să nu corespundă 100% cu originalul. Și astea fiind spuse, eu zic să trecem acum la studiat. Acum o să vă cânt piesa puțin mai rar și o să vă explic acum de ce pun metronomul când cânt piesa la categoria 2 de viteză. Da? Do diez la do diez. Si mordent iarăși la semiton. Până la la. Hai să vă arăt și trăsăturile de arcuș. Da? Atenție la mâna dreaptă.